Un nou drum a urmat să apară în Iași. Autoritățile județene au luat în calcul apariția unei noi șosele în apropierea municipiului Iași, artera care ar putea prelua traficul dintr-una dintre cele mai aglomerate zone ale urbei. Șoseaua ar trebui să plece din actualul drum județean DJ282 prin pădurea de la Mârzești, comuna Rediu, și să ajungă în drumul european DE58 la ieșirea din municipiul Iași. Arterea va aparține Consiliului Județean Iași. Șoseaua va avea o lungime de circa 3,6 km și va duce la descongestionarea traficului rutier pentru locuitorii din Copou și cei din zona satului Breazu. Proiectul ar urma să fie realizat în colaborare cu autoritățile locale.